Iată-ne, stimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliu cu Ghimp. Invitatul nostru de astăzi, Emil Răstăiu, coordonator pro-România Hunedoara și în același timp primarul orașului Simeria. Vorbim despre pregătirile pentru alegerile locale. Toate partidele sunt mai mult sau mai puțin în febra acestor pregătiri. A început depunerea candidaturilor, s-au constituit birourile electorale de circumscripție. Aveți candidați, asta era întrebarea pe care vreau să vă adresez înainte de publicitate, în principalele orașe și municipii din județul Hunedoara? Da. Și ce puteți să-mi spuneți despre ei? Acum, ce îi recomandă în afară de voce și talent? Să se înțeleagă un lucru. Da. Noi nu ne propunem să schimbăm primari sau să schimbăm consilieri. Noi ne propunem să ne impunem punctul de vedere. Stop, prin oameni. Că nu înțeleg. Păi nu. Dacă candidează un reprezentant al noastră la primărie, nu își propune să schimbă primarul? Nu, puțin. Vă rog. Noi, candidații noștri, vor să acceadă la funcția de primar, să reprezinte... nu este o chestiune de schimbare, că se schimbă... Nu. La 4 ani, noi primarii suntem la un examen. Trecem sau nu trecem? Nu, că ce? Că nu e al meu postul de primar de la Simeria. Păi cum, că unii fac meserie. Împărăție, da, dreptul. Prin onestitate și prin... cum să zic? Seriozitate, prin muncă, poți să ajungi să te profesionalizezi. Bun, sunt unii care își țin în mod artificial funcția de primar, dar asta e altă discuție. Noi nu, nu este al nostru, al primarilor, nu este postul să ne schimbe. Nu. Noi, la 4 ani, ca primari în funcție, vrem să mergem mai departe, suntem la examen și cei care vin pe altă poziție vor să acceadă să-și impună anumite idei, anumite principii, anumite reguli, anumite dorințe pentru localitatea lor. Și aș începe cu municipiul reședință de județ. Avem domnul Mica. Domnul Mihai Mica este unul dintre persoanele importante ale municipalității. Un om care a demonstrat că știe meserie. Are și experiență administrativă și dovezi în ceea ce privesc capacitățile lui de a atrage fonduri europene, păi a gestionat fonduri europene echivalent cu finanțări al unor orașe din județul Hunedoara. Finanțări pe care le-a condus pe diferite etape, le-a coordonat finanțări complexe, că, din punct de vedere administrativ, 2 ani de zile a fost administrator public și cunoaște toată deva de la cap la coadă. Îmi povesteau cei care... Eu nu l-am cunoscut foarte bine mai acum câțiva ani. Îmi povesteau cei care au lucrat cu el atunci că Mica era tot timpul pe șantiere. Discuta cu constructorii, cu responsabilii tehnici, dădea soluții, rezolva documente. Și o parte din cei din primărie erau foarte mulțumiți de felul cum se comporta Mihai Mica ca și administrator al orașului. Asta e o experiență pe care o poate pune în valoare din funcția de primar al municipiului. Acum, cred că la el se potrivește vorba aia românească: cine muncește n-are timp să câștige, adică vorba sububiață. Și muncește ori e prost, ori nu gândește? Nu. Cine muncește n-are timp să câștige și aș completa imagine. El nu a avut în perioada respectivă, dacă își punea în valoare ceea ce făcea la vremea respectivă, era un om de imagine extraordinar. E un om corect, cred că exagerat de corect pentru societatea asta, că de am multe... Am avut activitate vreo 2 ani. Da, deci, cum să zic, am o părere foarte foarte bună și până la urmă eu cred că va beneficia de o încredere consistentă din punct de vedere al oamenilor din municipiul Deva. Bun, asta da, la Deva. Mai nou ca și coordonator al organizației Pro-România, Cristi Grigoraș, a venit numai de ceva timp, cred că nu are mai mult de o lună și ceva
două luni de zile de când a preluat organizația Pro-România de la Hunedoara, are un om, pe de o parte și cu experiență politică, a fost și pe fost de dreapta. Da, doar că el a avut anumite nemulțumiri la ceea ce se întâmpla în partidele care a evoluat. Până la urmă a fost unul din cei care vrea să spună lucrurilor pe nume. Păi și Cristi unde a fost? La PDL sau la PNL? Unde a fost? PDL, PDL Forța, și Forța Civică. Are o activitate privată care se pare că funcționează bine. Chiar acum nu știu dacă se supără sau nu se supără pe mine, dar am luat niște repere, mă rog, necunoscându-l foarte bine sau nu necunoscându-l decât foarte, foarte puțin, am început să iau niște repere, să întreb de el cum se comportă. Păi, când am auzit că se exprimă la mod pozitiv firme cărora le face serviciu, nu știu pe ce exact, că nu știu domeniile de activitate, dar au fost chemați că sunt serioși, am zis, bă, da, într-adevăr, cine conduce o activitate sau activități private și chiar funcționează, mai ales pe vremurile astea, nu poți să îl ignori. A făcut și o încercare din asta de candidatură pe privat, pe independent, și asta, au fost câteva sute de oameni care au avut încredere în mod direct și personal în Cristi Grigoraș. Așa. Și atunci el este candidatul nostru la Hunedoara. Da, și el coordonează toată activitatea din municipiu. O să fie greu să-l bate pe Bucuțana. Da, eu v-am spus, nu e vorba de bătut. E vorba dacă reușește să își impună ideile, principiile și oamenii din Hunedoara le acceptă, îi vor da girul mai mult sau mai puțin. Nu este o chestiune de... Dar veți avea oricum consilier local. Cu siguranță. Cu siguranță vom avea și în Deva și în Hunedoara. Deci vom conta în... Deva, Hunedoara, Brad. Brad, acolo este o organizație destul de stabilă. Este una din primele organizații care s-au format după ce au apărut Pro-România pe piața politică hunedoreană. Domnul Benone Vlad este unul din oamenii care se luptă să acceadă la funcția de primar. Este și din zona primarului. Și el are proveniență din zona sindicală, au fost colegi, nu știu, rămâne să-și dezbate ideile fiecare. Da, o să fie interesant acolo, că au fost pe aceeași latură, ca să spun așa, nu? Mă rog, au reprezentat oameni la momentele în care au fost lideri de sindicat. Este un destul de interesantă și campania de la Brad. Eu nu agrez, și eu le spun tuturor, eu nu agrez atacurile. Până la urmă trebuie să încercăm să ne ducem noi să convingem pe oameni de ideile noastre, de dorințele noastre, să le demonstrăm că într-adevăr asta vrem să facem, nu să ne apucăm de atacuri asupra candidaților, contracandidaților, da, și așa mai departe. Bun, avem la Hațeg până la Hațeg, hai să mergem la Orăștie. Da, acolo avem o doamnă care va candida. Organizația de Orăștie este, cred că, una din cele mai noi organizații. Ei acum sunt în structurare. Aici suntem un pic în urmă, dar ținând cont de faptul că nu stăm foarte rău pe vot politic nici în Orăștie, dar în general în zona urbană, se poate accede, zic eu, relativ ușor în Consiliul Local Orăștie și vom vedea până la ce nivel. Gioagiu. La Gioagiu, da, și alături de Brad și Gioagiu, cred că au fost printre primele organizații care au făcut alegeri. Agripina Cazan este un
candidat care, într-adevăr, se poate spune că a fost dintr-o parte în alta prin mai multe partide, dar nu și-a găsit locul. Eu pe Agripina o știu de foarte... De ce e liniștit, așa e? A încercat să-și impună punctul de vedere, n-a reușit să fie înțeleasă din diferite motive politice care nu țin de ceea ce se dorește să facă la Giurgiu, ci din punct de vedere a unor ecuații electorale. Agripina este unul din candidații care contează la Giurgiu, cel puțin în prisma seriozității ei și a oamenilor care i-am văzut că o susțin. Am fost plăcut impresionat, la fel ca și la Brad, de oamenii care erau un partid, care au venit la constituirea organizației. Și dacă în jurul tău sunt oameni care sunt serioși, înseamnă că ai un potențial. Așa. Ne întoarcem puțin și mergem la Simeria. La Simeria, așa cum am spus, eu nu consider că fac o... că cei care candidează vor să mă schimbe, că nu este postul meu, ci este pur și simplu o competiție la momentul ăsta. Un singur deranj am, în sensul că eu nu cred că poate cineva să mă acuze că sunt un om care minte sau fabulez sau inventez lucruri. Chiar dacă de multe ori am de pierdut din punctul ăsta de vedere. Mă deranjează foarte mult când apar tot felul de invenții și tot felul de ce invenții? Tot felul de nebunii din astea. Că ce? N-aș vrea să detaliez pentru că nu... Dar nu, că ce? Pur și simplu minciuni care n-au nicio legătură cu realitatea din Simeria. Și acum să spun multe lucruri despre noastră, de exemplu. Nu cu vorba că se spun despre sau mine. Sau apar. Ce apare? Că poate zice unul, domne, Emil Rusteiu e deștept. Ce? Nu e realitate? Păi nu știu, adică poate... cum face omul diferența dintre realitate și minciuni? Am văzut prin diferite emisiuni anumite luări de poziție cu privire la la Simeria, niște... Da, dar că n-ați făcut nimic 8 ani de zile, da, că... Cam WC-ul în fundul curții la jumătate din oraș, că parcul de afaceri n-am fost în stare să-l gestionez. Acolo nu e vina noastră, e a Consiliului Județean. Păi da, și o să demonstrez că de când e la Simeria, parcul de afaceri va fi mult mai funcțional după, nu știu, 2-3 luni. Că, cred că în 2 luni de zile am putea să și facem... Acum, dacă tot vorbirem de... Fac și eu ca Olteanu, dacă tot vorbirem de parcul de afaceri, mie mi se pare un fiasco, nu știu al cui să spun. N-aș da vina pe președintele Consiliului Județean, aș da vina pe altcineva care era mai sus cel puțin teoretic ca și președintele Consiliului Județean. Mă rog, vorbesc în parabole acum. Da. Bate șaua să priceapă iapa. Acolo e o poveste tare ciudată. La spălat, dumneavoastră, eu zic că o să vă fie greu să-l întrețineți, pentru că... Nu. Eu așa zic, dumneavoastră spuneți pe urmă ce așa. Dimpotrivă. S-ar putea să trebuiască să dea Consiliul Județean niște bani înapoi pe la fondurile europene și nu puțin deloc. Mai mult decât atât, discutam, știți cu cine am discutat, într-o emisiune cu președintele Molot, fostul președinte, da. Molot, care spunea, domnule, era foarte simplu să faci targetul ăla pe care ți l-a pus Uniunea Europeană, cei de la fonduri, da. Pentru că avem o asociație intercomunitară cu deșeuri, cu tot felul de chestii. Avem firme de transport, avem operatori. Păi vorbeam cu ăia și își făceau birourile acolo. Unul la mână. Cu o grămadă de personal, cu o grămadă de lucruri. Existau soluții, mi-a spus domnul Mor, îl aduc în discuție pentru că el mi-a spus asta. Câte vroi ai tu? Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Păi, aici... În primul rând... Și n-așteptai să vină Uniunea Europeană să-ți dea cu penalitatea în cap. Dar nu, deocamdată nu se discută de penalități, asta este deocamdată. Așa o chestiune care îi pusă în discuție că dacă s-ar putea să se întâmple nu știu ce, dar din punct de vedere al funcționalității parcului de afaceri,
A fost o... Scurt, că nu vreau să vorbim foarte mult despre asta. S-a pornit greșit. Ideea a fost bună, să refacem Casa de Cultură, să-i dăm o utilitate și pe ea să, din ea să rezulte și un par de afaceri. Dar s-a pornit cu ideea de a se face incubator de afaceri și pe urmă s-a depus cele de finanțare pentru par de afaceri. Două chestiuni care nu sunt chiar compatibile. Și așa s-a depus cererea de finanțare într-un mod aiuristic. Crezi cine a depus? Unul dintre contracandidații mei care mă provocați să spun lucruri care nu... Cine a depus-o, domnule? Că asta vă întreb. Trebuie să știe numai cine a depus. Vorbim de 2 milioane de euro acolo. Nu, ca principiu, că se știe. Eu nu sunt de a da cu piețe. Cine? Berdea a depus-o. Vreau să depun... Berdea. Că e unul din contracandidați, care Berdea zice că face fonduri europene, se ocupă cu asta. Da, fonduri europene. Mă provoca să zic mai mult decât... nu stă în caracter să spun, dar eu vreau să spun ca și situație. Acel proiect eu l-am preluat în faza în care se lucra, începuseră lucrurile. La câte nebunii au fost, că până la urmă toți pe urmă, am văzut cum pun eu problema și mi-asum lucruri care să facă, au zis bine că am scăpat de șeful echipei de implementare, pentru că numai tâmpenii se făceau acolo. Au fost foarte mulți bani care i-a suportat Simeria să reparăm prostiile care s-au... Gândiți-vă că acel par de afaceri, că ne lăudăm cu el, nu era prevăzut cu alimentare cu energie electrică. Despre ce vorbim? Astea sunt lucruri pe care eu m-am ferit să le spun. Dar de ce m-am ferit să le spun? Spuneți-mi, vreți să le visez noaptea, vine Baba Vanga și îmi spune despre parcul de afaceri de la Simeria. Cum să zic, până la urmă, dacă sunt provocat, uite că și dumneavoastră mă provocați, până la urmă spun lucrurilor pe nume, nu cred că mai provoc ceva cum vă provoc. Asta e 30, nu știu dacă e 30, undeva 20% din prostiile care erau acolo. Deci, da, un exemplu care... Pentru prostiile astea plătesc eu ca și cetățean și nu-mi convine. Înțelege toată lumea că nu era prevăzut. Bun, că intra pe neeligibile, dar nu era prevăzut alimentare cu energie electrică. La parcul de afaceri, unde vrei să-ți vină firme, vrei să ai birou, vrei să ai activități, vrei să ai săli de conferință, să ai proiectoare, erau toate alea, dar fără energie electrică. Deci asta dacă... Mergea sol generatoare, ce mă răscut. Acum. Bine, dar nu cred că ăsta este subiectul parcul de afaceri de la Simeria. Nu, ideea este că atunci când vii și minți, n-ai nicio șansă, până la urmă, oamenii sunt... Că eu de-aia nici nu intru prea multe polemici. Oamenii, în general, și în Simeria în special, oamenii cântăresc destul de bine lucrurile. Nu trebuie să vin eu să le bag în cap, că vezi că ăla e rău, că ăla minte, că așa mai departe. Că oamenii simt, până la urmă. Minciuna are picioare scurte. Păi, nu știu chestia asta. Dacă cineva nu spune, de unde vreți să o știu? Mă rog. Nu? Dar am logic în ceea ce spun sau nu? Este corect, dar cred mergem că... Mergem mai departe de la Simeria, lăsăm pe Reștei în pace să candideze acolo. Da. Haideți la Hațeg. La Hațeg... doar o chestiune. Vreau să finalizez cu Simeria. Că, din punctul meu de vedere, sunt relativ liniștit, pentru că ceea ce mi-a luat angajament în 2012... 85% era în 2016 realizat. Ceea ce mi-a luat angajament în 2016... 95% în 2020 este realizat, ceea ce mi-a luat... De aceea nu ați putut 100%? V-a n-am fost putut. Greu? Da, uite, n-am putut și pentru asta încerc scuze. Pentru cei 5%, 7% când au... Că mi-a făcut și din punct de vedere nu valorii, că dacă discutăm de valori, cred că se duce mai sus. Dar, mă rog, eu pe asta mă bazez și cei care mă știu... 6 minute de emisiune. Da, atunci ar fi bine să alocăm aceste 6 minute prin a spune de candidatul care îl avem la Hațeg, indiferent ce se spune, Timiș este recunoscut și de adversarii lui. Și i-am auzit eu spunând lucrurile astea, nu ca cineva din zona favorabilă a să ne spună ceva frumos la ureche. Nu, i-am auzit adversari de-a lui, oameni care până la urmă, unii dintre ei duceau și intenta de ură, dar recunoșteau, bă, ăsta, cum îi Timiș, că faci, că desface, că nu știu ce, bă, dai gospodar. Deci aia nu i-o poate lua nimeni. Asta e un lucru foarte important pentru comunitate. Și până la urmă... De la gospodar, la edilul unui oraș, mai trebuie și altele. Adică acolo nu putem să negăm faptul că Timiș a fost cel care a făcut centura
A făcut o grămadă de lucruri. Păi, din asta a rezultat că a fost gospodar, că a știut să se lupte pentru orașul lui, a știut să facă lucruri care țin de viața orașului. Că l-au penalizat hațeganii, ei știu pentru ce, asta e partea a doua. Da. Poate că la momentul respectiv, când a fost, s-a acumulat oarecare, o încrâncenare foarte consistentă, dar eu oarecum am fost foarte mândru de candidatul nostru la Hațeg. Știu cazuri când Timiș nu a vrut să facă concesii unor societăți comerciale sau unor oameni de afaceri și asta i-a tras o ură. Da, dar eu, cum să zic, deci n-a fost de acord. Eu cred că sunt în măsură să cântăresc un primar în funcție, cel puțin la nivel de oraș și municipii mai mici. Așa. Că am deja 8 ani în care pot să spun că Nicu Timiș nu cred că în mod tendențios a vrut să facă anumite lucruri, doar modul în care s-a exprimat. Are un mod mai deosebit de a se exprima. Eu nu l-am simțit în ultima emisiune, să știți. Păi nu în ultima emisiune, dar cum să zic, când ai foarte multe griji pe cap, că știu că și în perioada în 2009-2010, cât se lupta el pentru să finalizeze cu centura, să facă finanțarea aia cu străzile, cât se lupta, că după aia s-a preluat și s-a făcut de altcineva și a luat altcineva meritele, dar cât se lupta el atunci și nu mai era atent în relaționarea cu cetățenii. El avea conștiința că oamenii o să mă aleagă că am făcut ceva pentru ei. Și n-a fost atent și a intrat în panică în ultima perioadă. Eu așa am simțit-o în 2012, că a intrat un pic în conflicte, a reacționat și de acolo i s-a tras până la urmă schimbarea, să câștige pe linia PNL-ului. Cred că este unul din... Acolo poveste mai lungă, că a avut și meciul cu președintele pe atunci, Moloț, care... Pe bună dreptate le-a avut, chiar dacă era a fost pe aceeași linie politică la un moment dat, dar mi-au povestit și am aflat și eu de la persoane care au participat la niște dezbateri care Nicu poate că le spunea un pic mai deosebit, dar avea dreptate. Poți să fii oricine, nu-i, președintele Consiliului Județean nu e șeful nostru, al nimănui. Primarul reprezintă orașul, președintele Consiliului Județean reprezintă județul și include și primarii. Trebuie să mă reprezinți dacă ești președinte. Nu trebuie să mă conduci. N-am nevoie de să mă conduc. Nu există. Există relație de colaborare, zice legea, nu de subordonare. Păi da, dar se ducea într-o altă zonă. Avem foarte bun candidat ca să la Petri, la viceprimarul Curtean, care până la urmă a dovedit un suport politic consistent toate alegerile de până acum. Acum candidează pe Pro-România. De aici am avut faptul că sunt îngrijorați contra candidații și chiar încearcă să-mi sugereze anumite lucruri, aia înseamnă că are șanse. Deci Dorin Curtean este unul din candidații care au șanse să ajungă la primar, la Petrila. Veri Gheșner la Petroșani. Și el a beneficiat de un suport politic personal. Un om, nu știu dacă îl cunoaște, dar este un om foarte plăcut, un om serios, un om care nu minte, un om care încearcă să medieze conflicte, încearcă să fie, cum să zic, un om care rezolvă lucruri, nu intră în conflicte. El este... Sigur că vorbiți de candidatul nostru sau de Albă ca Zăpada? Nu, dar cum să zic, poate așa că iasă, de frumos, da, că poate că m-am îndrăgostit. Poate că iasă în evidență în contrast cu Tibi Riții și cu Costel Avram, care e din ăștia cu lupte de stradă, cu i-am văzut și acum și reacțiile la manifestări. Da. Feri Gheșner este un om care cât a lucrat la gaze în Valea Jiului, a încercat să rezolve problemele, până la urmă de acolo apare și beneficiu, să spunem așa, de recunoașterea inclusiv prin voturi a calităților lui. Nu am ce să mai spun de Cristi Merișanu, care până la urmă, chiar dacă zilele trecute au mai apărut variante de a schimba linia politică, el a spus nu, eu am pornit cu Pro-România, merg mai departe cu Pro-România, indiferent cum se pune problema.
Da. Cristi Mereșanu, cum să vă spun, eu chiar l-am perceput de când eram în PSD, un om care punea suflet foarte mult în ceea ce privea orașul unde era el, viceprimar sau consilier, cum a fost la început, era de, la tineret, îi simțeam o apartenență a orașului. Asta înseamnă foarte mult. Simțeam că aparține locului. Da, un om care își dorește să se întâmple ceva. O ultimă întrebare, mai avem un minut, nici măcar. Aveți echipă, da? Aveți și valoare? Păi, nu știu să cânt, să afon total ca să cânt, avem echipă, avem valoare. Vom conta în ecuația politică a județului Hunedoara. Eu sunt foarte mândru de majoritatea din candidaților pe care îi avem, și de la primari și de la Consiliul Județean sau Consiliere Local. Eu chiar la Simerea, cum să zic, surprinzător, că mă gândeam că nu, cu trecerea asta din PSD în Pro-România o să fie mici probleme cu lista de consilieri, dar am niște oameni, cum să zic, ar putea toți până la locul 17 să intre în consilieri locali. Bun, mulțumesc pentru prezentă. Și eu mulțumesc. Vă mai aștept și alt, mai veniți? Mai vin. Aveți curaj? Mă străduiesc. Bun. Emilian Răstăiu, coordonator Pro-România și primarul orașului Simeria, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Vă doresc o zi bună și spor la treabă. Mulțumesc. Mulțumesc și noi, stimați spectatori, în primul rând dumneavoastră, pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine.